Adrian Nicola, directorul școlii gimnaziale din Dumbrăvița, ne-a prezentat noutățile cu care vor fi întâmpinați elevii de la începutul anului școlar 2018-2019. Pe lângă igienizările obișnuite, în această vacanță va fi modificat radical și terenul de sport, astfel că elevii vor putea beneficia de condiții mult mai bune și pe timp de iarnă. Vechiul gard a fost deja demontat de către muncitorii societății Dumbrăvița Investiții, urmând să fie construit aici o nouă structură. Desigur, și în acest an va fi nevoie de un spațiu suplimentar pentru școală, având în vedere că din toamnă vom avea în comună 5 clase pregătitoare. S-a încheiat școala și anul școlar pentru elevii din școala din Dumbrăvița. Pentru noi, pentru cadre didactice, anul școlar se încheie la 31 august și începe la 1 septembrie următorul. Ca în fiecare an, școala se pregătește pentru ca în anul școlar următor condițiile să fie dintre cele mai bune. Se fac lucrări de zugrăveli, de reparații, acțiunile specifice de igienizare, de dezinfecție, dezinsecție, atât la clădirile existente, dar se fac lucrări și la spațiile adiacente, la curtea școlii. Prin grija primăriei și a Consiliului Local, în anul școlar următor, elevii școlii noastre și, bineînțeles, și cadrele didactice vor beneficia de două investiții foarte importante și foarte valoroase. Și aici mă refer în primul rând la terenul de sport, care va fi acoperit cu un balon pe structură metalică, conform noilor standarde europene, în cele mai bune condiții, datorită faptului că populația școlară a crescut foarte mult în ultimii ani școlari. Profesorul de educație fizică a fost coborât la ciclu primar și astfel încât elevii din ciclu primar vor face educația fizică cu un profesor de educație fizică. Numărul orelor astfel a crescut și clasele se suprapuneau în sala de sport. De aceea este nevoie urgentă de acest balon pe structură metalică pentru a satisface toate nevoile și ale copiilor, dar și ale dascălilor pentru a-și putea desfășura activitățile în condiții normale. O altă investiție destul de importantă va fi cea legată de clasele modulare. Primăria și Consiliul Local au achiziționat alte două clase, datorită faptului că ne vor pleca două clase de a 8-a și au fost înscriși în anul școlar 2018-2019 125 de copii, deci 5 clase vor începe noul an școlar. Tot la noi la școală se face și o tabără de engleză. Doamna Boșcovici-Cala organizează tabăra de vară, este a patra ediție, în care se fac activități doar în limba engleză. Concursuri, fișe, jocuri, cântece, proiecții, toate în limba engleză. În perioada dintre 9 și 16 iulie, elevii se pot înscrie la doamna profesoară și în limita locurilor disponibile. Tot în acest an școlar, nu doar copiii au beneficiat de o premiere, ci și profesorii. Tot în agenda culturală, Consiliul Local a aprobat un team building pentru cadre didactice din școala noastră și astfel, împreună cu cei din Szentes, Ungaria, vom participa la Praga la un team building în care dorim să sudăm colectivul profesoral și să motivăm, de fapt, fiindcă și anul acesta s-au obținut rezultate foarte bune la capacitatea, la examenul de capacitate. Și este prima ocazie în care se fac astfel de acțiuni.